Bună ziua, stimați reprezentanți mass media care sunt aici la Banca Națională și cei care ne urmăresc online. Astăzi voi prezenta raportul inflației numărul 3, deci ultima rundă de prognoză care am făcut-o și am aprobat-o săptămâna trecută, împreună cu decizia noastră de politică monetară, care noi am comunicat-o și din câte vă aduceți aminte, noi am decis să menținem rata de bază și celelalte instrumente neschimbate, adică rata de bază a rămas la 6%. Ultima decizie de politică monetară a fost luată în condițiile în care inflația este pe un trend descendent ferm. Măsurile anterioare de politică monetară luate de către Banca Centrală creează condiții pentru diminuarea ulterioară a inflației, astfel încât ne așteptăm că în octombrie, anul curent, să ajungem în intervalul de variație a inflației. Putem constata că inflația nu mai reprezintă un risc pentru investiții și consum. Iar condițiile monetare create de Banca Națională a Moldovei vin să susține relansarea și creșterea economică. De altfel, în luna iulie, în general la începutul trimestrului 3, observăm mai multe semne de înviorare a economiei. Toate acestea acum vă le voi prezenta în raportul asupra inflației. Mai întâi vom începe cu evoluția inflației. Vedem că la finele lunii iulie, inflația fiind în trendul său de descendent, a ajuns la nivelul de 10,8 și, cum am mai spus, ne așteptăm că ulterior va descrește, astfel încât în octombrie să ajungem la intervalul de țintire. Toate componentele a indicelui prețurilor de consum manifestă trend descendent. Unele sunt chiar pe palier negativ, cum ar fi pe prețurile la combustibil. Cel mai important este că și cea mai persistentă componentă a IPC, cum este inflația de bază, și ea este pe un trend descendent, ajungând la nivelul de 9%. Evoluția inflației confirmă și prognozele noastre anterioare, astfel încât vedem că abaterile indicelui prețurilor de consum față de prognoza noastră anterioară este minimă de circa 0,2% pentru trimestrul 2023. Ca să confirm faptul că inflația se află pe un trend descendent, vin și indicele prețurilor industriale, care ne arată că ritmul de creștere acestor prețuri este în scădere continuă, ceea ce înseamnă că presiunile inflaționiste legate de costuri pe viitor se vor diminua semnificativ. Să vorbim puțin despre evoluția activității economice. Deci, da, vedem că în trimestrul 3 și 4 a anului 2022 am avut o ritm de creștere a produsului intern brut destul de negativ. Însă, datele statistice ne arată o careva ameliorare în trimestrul 1. Mai târziu voi vorbi și de evoluție de mai departe. Și vedem că cererea internă, iarăși, în trimestrul 1 deja arată semne de careva ameliorare. Dacă să vorbim despre consumul gospodăriilor, vedem că și în termeni reali, ritmul de creștere a surselor de finanțare încă continuă să fie pe palier negativ, cu toate că în termeni nominali arată un anumit ritm de creștere. Pe acest slide vedem o rată anuală a investițiilor, care
tot rămâne pe palier negativ în trimestrul 1-2023. Cererea externă până în trimestrul 1 a fost și ea destul de modestă, astfel încât avem o creștere minimă în trimestrul 1. Dacă să ne referim la sectorul monetar, deci observăm că condițiile monetare au devenit mult mai stimulative în trimestrul 1 și în trimestrul 2-2023. Deci ele, de fapt, reflectă condițiile monetare pe care noi le creăm în dependență de ciclul inflaționist. Atunci când trebuia să reducem, să stăpânim inflația, condițiile au devenit mai restrictive, chiar pe unele componente negative. Acum, când noi vrem să susținem relansarea economiei și vrem să menținem inflația în coridor, devenim mai stimulativi. Condițiile monetare pe care le-am creat acum, vedeți că au adus și la creșterea depozitelor. Deci, agregatul monetar M3, în special, a crescut pe seama depozitelor. Este firesc că atunci când am avut rate mari, oamenii își măreau economiile și depuneau mai mulți bani în bănci. Noi astăzi reducem ratele, astfel încât noi vrem deja să încurajăm nu economisirile, dar vrem să încurajăm ca lumea să consume mai mult. Dacă să vedem de excesul de lichidități, vedem că în ultimele două trimestre el este destul de înalt, se datorează la mai mulți factori. Unul din ele este relaxarea politicii monetare, altul este și fluxurile de și încasările de valută pe care le are țara, respectiv pe un fundal de cerere agregată destul de slabă în primele două trimestre. Respectiv, vedem că excesul de lichidități s-a acumulat în bănci, deci băncile au suficiente resurse ca să acorde credite și să ajusteze ratele la cele care sunt ghidate de rata de bază a Băncii Naționale. De altfel, ratele din piață, dacă observăm, deja sunt pe un trend descendent. Iată, linia roșie arată evoluția ratelor la depozite. Vă rog să atrageți atenție, aici sunt datele până la finele trimestrului 2. Deci, încă o dată, în felul acesta, sperăm că lumea să consume mai mult. În ceea ce ține de ratele la credite, și ele sunt pe un trend descendent, și datele noastre arată că deja acum în luna iulie-august, pentru unele produse, deci ratele au coborât chiar sub 10%, ratele la credite. Aceste rate vin iarăși să susține cât creditarea de consum, dar atât și finanțarea proiectelor de investiții și susținerea agenților economici în vederea relansării economiei. Aici cam același lucru noi vedem și evoluția ratelor medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi, în partea de jos, care de fapt reflectă trendul de care am vorbit, în partea de jos a acestui grafic, atrageți atenție, sunt comisioanele bancare, bine, ele sunt toate aici cumva unificate și luat o medie, dar observăm că condițiile monetare și competiția de piață, de fapt, și-a produs efectul și volumul comisioanelor este în scădere. Deci, tot același lucru vedem pentru persoanele juridice, cum evoluează creditele. Interesant să observăm linia roșie, sunt creditele în agricultură, deci acolo vedem o scădere mai rapidă, de fapt și nivelul era mai înalt, deoarece riscurile erau înalte în sector, acum vedem o ajustare mai rapidă, anume la această grupă de credite, dar și pe celelalte, și pe comerț, și în general pe creditarea persoanelor juridice, vedem o diminuare a ratelor. Încă o dată atenționez că acestea sunt cifrele de la relevante pentru trimestrul 2, adică media trimestrială. Acum, pentru moment, deja indicatorii sunt ceva mai jos. Aici sunt creditele la persoane fizice.
Deci observăm că și creditele de consum sunt în scădere, linia roșie de sus, dar și creditele la imobil încep a reveni spre un nivel de rate mai acceptabil. Aici tot am văzut deja, chiar și la acest tip de produs, am văzut rate deja mai jos de 10% în ultimele săptămâni. Ceea ce sperăm că inclusiv și creditarea produselor imobiliare va susține creșterea economică, va susține și relansarea sectorului de construcții. Dacă să vedem per ansamblu ritmurile de creditare, deci da, ele încă față de an la an, încă nu avem un nivel de creștere foarte mare, dar observăm că cel puțin trendul la credite în lei este în creștere și trendul la credite în valută este în descreștere, ceea ce e un lucru pe care noi îl salutăm ca să susținem intermedierea în valuta națională. Și iată, observăm aici evoluția unor tipuri de credite noi acordate de bănci licențiate în creștere anuală. Deci, iarăși observăm că este o creștere semnificativă deja a creditelor de consum, deja în trimestrul 2, și vedem la o creștere ușoară la creditele la persoane juridice și linia neagră este pentru cei care nu se încadrează în nicio categorie. În alta, asta ar fi cei care de profesii, cu profesii libere și întreprinzători individuali. Deci pe toate componentele noi avem creștere. Dolarizarea, iarăși, nu ne face griji. Observăm că în ultimele două trimestre ritmul de dolarizare numesc generic, atunci când creditele sau depozitele sunt într-o valută străină, de regulă sau euro sau dolari. Deci vedem că este în descreștere, cu siguranță în trimestrul 2. Este un lucru care ne bucură și asta iarăși creează condiții pentru o creditare sănătoasă în valută națională și sperăm că în aceste condiții, deci acel exces de lichidități care este în bănci, va ajunge la destinatari sub formă de credite și va ajuta relansarea economiei. Mediul extern, voi începe prin a face o perspectivă a evoluției proceselor inflaționiste în alte piețe. Și observăm că reducerea inflației, de fapt, are loc deja în mai multe economii. Iată aici vedem economiile care nu fac parte din zona europeană, adică Moldova, Ucraina, Armenia și Georgia. Vedeți că reacțiile de politică monetară sunt diferite la procesele inflaționiste, însă la toți observăm o descreștere a inflației în ultima perioadă. Iată, vedem deja țările care nu fac parte din zona euro, dar sunt din Uniunea Europeană. Iarăși aici reacții sunt diferite la șocul inflaționist respectiv și în dependență de structura economiei și situația de acolo, evoluția inflației tot este diferită, dar oricum în ultimele luni observăm trend descendent în toate aceste economii. Iată câteva economii mai relevante pentru noi din zona euro, deci observăm și acolo că inflația a fost la un nivel foarte înalt și acum este iarăși pe un trend descendent ferm. Propriu zis, în zona euro, inflația a ajuns la 5,5 și Banca Centrală Europeană a mai majorat ratele. Deja ce va fi mai departe, vom ajunge la slide-urile ulterioare și vă voi menționa. Și aici, în câteva economii care nu tocmai sunt, putem să le numim mai atipice, Turcia, Federația Rusă. Ce este important pentru noi în mediul extern, în afară de procesele inflaționiste din regiune, este că, de fapt, prețurile la principalele produse de bază
observăm că indicele prețurilor este pe palier negativ, adică prețurile sunt în scădere. Cât la produse agricole, energie, fertilizanți, materiale minerale. În partea dreaptă observăm indicele FAO, indicele produselor alimentare, și observăm că pe palier pozitiv se află doar zahărul, restul produselor toate sunt pe palier negativ. Deci avem o descreștere a prețurilor. Prognoza inflației este bazată pe câteva ipoteze, de sunt prezentate în acest tabel. Linia de sus ne arată creșterea economică în zona euro și observăm că în partea dreaptă, deci scenariul de bază, al treilea raport a inflației, deci vedem că cifrele sunt mai mici decât în prognoza precedentă, partea stângă a tabelului. Deci în zona economică euro, noi vedem că ceea ce ține de cerere agregată și creștere economică va fi mai slabă. De astfel, asta a fost menționat și în ultimul comunicat de presă a Băncii Centrale Europene, că prognoza pe termen scurt arată cam arată probleme cu creșterea economică, deci cu cererea agregată. Același lucru vedem că se manifestă și în Federația Rusă, în special pentru anul curent, 2023. Observăm o inflație ceva mai mare, marginal mai mare în zona euro pentru anul 2023, în prognoza nouă, dar o inflație mai mică pentru anul 2024. La baza prognozii am pus un curs euro-dolar ceva mai mic, deci pentru circa 1,09 în 23 și 1,12 în 2024. Ce este important? Este important că să atragem atenție la prețurile la petrol Brent. Deci noi am pus în prognoză un consensus forecast ceva mai mic decât în raportul precedent, cu toate că v-ar trezi întrebări, pentru că ultimele știri ne arată că sunt careva perturbări pe această piață și prețurile sunt ceva mai înalte. Să vedem, deci eventual ar putea să ajusteze cu timpul situația, dar chiar dacă, zicem, revenim la prognoza precedentă, care am avut-o în runda precedentă de prognoze, impactul asupra inflației va fi unul destul de limitat. Deci noi nu vedem riscuri foarte mari aici pentru moment. Prețurile la gaz natural sunt iarăși ele mai mici decât în runda precedentă, iar aici este o altă situație, deci o avem, ține de situația piața gazelor din Uniunea Europeană. Țările și-au construit rezerve semnificative de gaze. Țările au găsit surse alternative de a asigura piața europeană cu gaz, respectiv pentru anul curent ne așteptăm și pentru anul viitor ne așteptăm la prețuri ceva mai moderate la gaz. Deci, cum am mai spus, ceva mai dezinflaționist arată prognoza PIB în zona euro. Vedeți linia albastră, este mai jos decât linia roșie. Linia roșie este prognoza precedentă, linia albastră este prognoza actuală. Deci, noi în prognoza actuală am luat un scenariu ceva mai pesimist, așa cum l-a anunțat și Banca Centrală Europeană, privind evoluția PIB în zona euro. În partea dreaptă vedem evoluția indicilor prețurilor de consum în zona euro, care posibil că în primele câteva trimestre va fi ceva mai înalt, iar pe urmă va fi mai dezinflaționist. Aici vedem cotațiile internaționale la petrol, gaz natural, ceea ce am menționat în tabelul cu acele ipoteze, ele aici este mai desfășurat, acel consens forecast care, după cum vă ziceam, arată că pentru această rundă de prognoză, pe termen mediu, noi trebuie să așteptăm la prețuri mai mici la petrol și la gaze.
Vom vedea cum vor evolua lucrurile. V-am spus că pe piața de petrol este mai multă volatilitate. Vom vedea cum evoluează lucrurile mai departe. Ceea ce ține de indicele FAO, el ca nivel este ceva mai jos în primele trei trimestre de prognoză. Cam același lucru putem spune și despre ritmul de creștere a indicelui FAO. El va fi următoarele trei trimestre mai mic decât ne-am anticipat în prognoza precedentă și după aia ar putea să crească ceva mai rapid. Dacă să ne uităm mai adânc în grupe de produse alimentare, deci cea mai mare descreștere se arată iarăși la prețurile la cereale, cu toate că cunoaștem cu toții situația din Ucraina, care a produs anumite fluctuații pe piață. Oricum, consensus forecast-ul, adică prognoza din partea comunității experților, arată așa cum este în graficul din stânga jos și este mai sub nivelul prognozei anterioare. Din toate grupa de cotații internaționale la produse alimentare, indicele prețurilor la cereale are impactul cel mai mare pe evoluția inflației la noi în țară. Respectiv, vedem o creștere la prețurile la carne. La produsele lactate, vedem că în perioada imediat următoare prețurile vor fi mai mici decât ar anticipat în prognoza precedentă și după aia credem că vor fi ceva mai mari, dar probabil nu se va produce acea descreștere care noi am anticipat-o în runda precedentă. Așa. Să vedem cu cererea internă. Vom începe de la sursele de finanțare în termeni reali a consumului casnic. El vine în primul rând la remiteri, fond de salarizare, asigurări sociale și credite acordate pentru persoane fizice. Deci observăm că toate, începând cu trimestrul 2, cu excepția remitenților, deja sunt pe palier pozitiv. Sperăm că acest trend se va menține pe viitor și asta va susține creșterea consumului și recuperarea economică la noi în țară. Rămâne pe palier negativ încă remiterile. De ce? Pentru că remiterile sunt mai mult sau mai puțin constante în valută, în valuta străină în care vin ele. Foarte multe din ele sunt legate de euro și iarăși depinde de cursul euro-dolar, euro-leu. Și toate acestea fiind acumulate, având în vedere că și inflația a fost mare, deci respectiv ele sunt pe palier negativ, iar cu timpul deja în anul viitor vom avea și remitențele revenind pe palier pozitiv. Aici, în baza acestor ipoteze privind evoluția surselor de finanțare, putem prognoza dinamica anuală a consumului populației și observăm că deja din trimestrul 3-2023, adică trimestrul în care ne aflăm noi, ne așteptăm ca acest consum să revină pe partea pozitivă, adică să avem o creștere pozitivă an față de an. Respectiv, analizând și ceilalți factori, avem o prognoză a noastră, a Băncii Naționale, în ceea ce ține dinamica PIB în anii 23-24, care iarăși ne indică că în trimestrul 3 creșterea ar trebui să revină pe palier pozitiv. Totodată, ce trebuie să observăm? Că creșterea economică, pe întreg orizontul din prognoză, cererea agregată va fi sub potențial, fiind determinată de un impuls fiscal nesemnificativ pozitiv, caracterul restrictiv al condițiilor monetare reale și de impactul negativ al cererii externe. Deci, faptul că în zona euro și, în general, în regiuni se așteaptă o creștere economică mult mai slabă decât ne așteptam anterior, asta va avea un impact care nu ne permite să ne ridicăm la
potențial, precum și impulsul fiscal pozitiv, nesemnificativ. De ce? Pentru că deja nu primul an politica fiscală este expansionistă, respectiv, ca să dea un impuls fiscal mai pozitiv, politica fiscală trebuie să fie și mai expansionistă. Iar, zicem, politica fiscală are limitările sale în ceea ce ține de nivelul de deficit bugetar și cât poate să-și permită statul să-și majoreze datorie interne. Respectiv, luând în considerare toți acești factori, vedem că creșterea economică, ea va fi pozitivă, dar va fi sub potențial. Deci urmează de găsit careva stimulente noi pentru a stimula creșterea economică și a o impulsiona mai puternic. Pe partea de condiții monetare, vedem că condițiile monetare sunt în permanent pe un trend de relaxare, cât ceea ce ține de ratele dobânzilor, care chiar sunt stimulative chiar și astăzi, de partea verde a graficului, atât și ceea ce ține de rata real efectivă de schimb. Deci ea este într-un trend descendent. De ce? Pentru că noi am adus inflația sub control, inflația la noi scade, respectiv și rata reală efectivă vine la normalitate. Aceste condiții monetare vin să susțină, cum am spus, relansarea și creșterea economică. Și ajungem nemijlocit la prognoza inflației. Conform acestei prognoze, inflația anuală va intra în intervalul de variații a țintei în luna octombrie anul curent. Iar toate deciziile băncii naționale ulterioare vor fi axate pe menținerea inflației în intervalul de variații, în jurul țintei. Dacă să vorbim de compoziția, graficul din partea dreaptă, observăm că practic pozitive sunt doar inflația de bază și produsele alimentare. Deci ele mențin inflația la țintă, pe când prețurile reglementate și combustibilii, deci contribuția lor la nivelul inflației este foarte mică, deci respectiv presiuni inflaționiste din partea lor noi nu prevedem. Puțin să comparăm prognozele, prognoza actuală față de cea precedentă. Deci noi în runda actuală de prognoze vedem o temperare mai puternică a inflației de bază în comparație cu runda precedentă. Deci vedeți că inflația de bază este la un nivel mai jos decât în runda precedentă. Același lucru putem spune despre prețurile reglementate, cel puțin în primele 4 trimestre, după care ajungem cam la același nivel. Totodată prevedem că prețurile la produsele alimentare vor fi ceva la un nivel ceva mai înalt și același lucru se referă și la combustibil. Asta e diferența față de runda precedentă a prognozei. Iar împreună ele dau acea prognoză pe care am văzut-o că noi ne aflăm în jurul țintei inflației. Și comparând prognozele, putem să vedem cum au contribuit la diferența între prognoze fiecare componentă. Deci, și observăm că inflația de bază și prețurile reglementate au mers în jos, când produsele alimentare și combustibilul sunt pe palier pozitiv, adică ele sunt mai sus decât au format diferență pozitivă față de prognoza precedentă. De altfel, diferența nu este atât de mare de la o prognoză la alta, pe ansamblu, pe tot indicele prețului de consum. Asta am avut să vă prezint și acum, revenind propriu-zis la prognoză, încă o dată vreau să reiterez că această prognoză iarăși ne arată că inflația nu mai este un risc pentru investiții și consum, deci condițiile inflaționiste sunt propice pentru creșterea economică. Noi am reușit să aducem nivelul ei acolo. Iar condițiile monetare care le-a creat Banca Națională
vor susține și mai departe creșterea și relansarea economică. Asta a fost prezentarea mea. Acum, cu mare drag, vă răspund întrebărilor dumneavoastră. Vă rog. Da, vă mulțumim. Stimați reprezentanți mass media, dacă aveți întrebări la subiectul raportului asupra inflației, vă rog. Bună ziua. Agenția Infomarket, Александр Бурдейный. Господин губернатор, скажите, пожалуйста, вы снизили сейчас, вы сохранили ставку на уровне 6%. Не кажется ли вам, что тем самым вы даете сигнал рынку остановить движение ставок вниз и как бы каким-то образом закрепиться на уровне нынешних ставок? И не повлечет ли это в дальнейшем на изменение ваших прогнозов по инфляции? Спасибо. Deci, rata de 6%, care am stabilit-o noi ca rata de bază, este mult sub nivelul ratelor din piață. Deci v-am menționat că doar la unele produse ratele la credite au ajuns sub 10%. În general, ele acum variază în jur de 10% și ele mai trebuie să continuă ajustarea lor în jos. Deci ajustarea ratelor în piață are cu o anumită întârziere, deci ea nu se produce peste noapte. Deci aici este trebuie să ajusteze și ratele la depozite ca să asigure un cost de finanțare băncilor, după care băncile pot să meargă și cu reducerea ratelor la credite. Deci noi observăm că în condițiile astea trendul descendent a ratelor continuă să se manifeste, respectiv deciziile noastre anterioare își produc efectul. Și noi credem că la acest moment o rată de 6% este adecvată situației de astăzi și, cel mai important, așteptărilor noastre inflaționiste. De altfel, noi rata de bază o stabilim în dependență de prognozele noastre a inflației, de evoluțiile ulterioare a inflației. Vă mulțumim. Dacă mai aveți întrebări? Bună ziua, Laura Rânja, TV8. Domnule guvernator, vorbeați la un moment dat despre faptul că s-au mai redus ratele în ultima perioadă. În acest context, cât este de potrivit momentul pentru cei care vor să-și ia, de exemplu, un credit ipotecar? Bine, creditele ipotecare, ele iarăși se ajustează la nivelul de piață. Eu am menționat că astăzi deja sunt unele credite ipotecare, unele bănci acordă cu o rată sub 10%. Acest trend va continua, deci eu îndemn cetățenii să observe evoluția ratelor și în dependență de apetitul lor de a procura imobile și de contractarea creditelor să ia decizii. S-ar putea ca și piața de imobile să reacționeze la această diminuare a ratelor. Respectiv, aici fiecare trebuie să găsească un echilibru între riscuri. Vă mulțumim. Următoarea întrebare, vă rog. Dmitri Калак, экономическое обозрение Логоспресс. Господин губернатор, у меня немножко длинный будет вопрос, потому что я хочу привести конкретный пример. Я в последнее время имел возможность встречаться с несколькими фермерами, причем абсолютно не связанными с политикой, и разговор был неожиданный для них, и практически все на вопрос о том, что их больше всего беспокоит, отвечали, как мы будем возвращать кредиты. И один фермер привел конкретный пример. У него очень такое современное хозяйство, сады, виноградники на поливе, очень современные технологии обработки полей и так далее. И вот он привел такой пример. Говорит, я получил по 5 тонн ячменя с гектара. Это очень высокий урожай для Молдовы. Говорит, я в лучшем случае продам этот урожай за 12-15 тысяч леев с гектара. Говорит, каждый гектар у меня обошелся 18-20 тысяч леев. Причем он весь урожай не сможет продать, он еще должен рассчитаться с скотчиками. И такая ситуация, говорит, у меня с нектарином, который я уже собрал, со сливой и так далее. Мы, говорит, в прошлом году брали кредиты довольно дорогие, потому что надо было закупать топливо, семена, удобрения и так далее, и так далее. Говорит, для меня сейчас проблема номер один, как вернуть кредиты. Все, с кем я разговариваю из фермеров окружающих, у всех та же проблема. В связи с этим у меня вопрос.
Не получится ли так, что осенью, в начале следующего года мы столкнемся с массовым невозвратом кредитов фермерами, агробизнесом, потому что он говорит, я на следующий год не смогу взять кредиты, у меня два варианта. Или все продать и прекратить деятельность, или других вариантов я не знаю. Как вы чувствуете какое-то напряжение вот в вопросах возврата кредитов именно агробизнесом? И если такая ситуация сложится, как с этим быть? Спасибо. Da, mulțumesc de întrebare. Cu siguranță noi înțelegem existența acestei probleme. Pe de o parte, da, într-adevăr, producătorii agricoli vor avea o recoltă record. Pe de altă parte, conjunctura prețurilor nu este una tocmai sănătoasă aici la noi, în regiune, pentru, din cauza problemelor cu exportul grinilor din Ucraina. Totodată, prețurile mondiale la cereale acum au crescut iarăși din cauza problemelor din Ucraina. Noi privim această situație din perspectiva stabilității băncilor. Deci, până ce o fi, noi nu vedem băncile să ne fi semnalizat careva credite, creșterea semnificativă a creditelor neperformante din sectorul agricol. Sigur că noi vom continua să monitorizăm. Totodată, la majoritatea băncilor, portofoliul de credite este foarte bine diversificat, respectiv ponderea creditelor în agricultură are o pondere destul de modestă și chiar să luăm scenariul cel mai urât, deci băncilor din Republica Moldova nu ar putea să le aducă atingeri, zicem, semnificative. Eu mă refer în primul rând la băncile sistemice, pe care se bazează stabilitatea sectorului bancar. Dar, încă o dată, noi suntem cu ochii pe evoluția acestei porțiuni a portofoliului de credite. Sperăm, totuși, cumva situația se va normaliza, inclusiv și cu posibilitatea de vânzare, de realizare a acestei producții agricole, care s-a, repet, este una record anul curent. De altfel, anume o recoltă record, chiar și la prețurile actuale, ne permite nouă să mizăm pe o creștere pozitivă în trimestrul 34. Vă mulțumim. O întrebare din partea Bani Mede. Ce se întâmplă cu leul moldovenesc? De ce se apreciază? Care sunt factorii? Banca Națională a Moldovei a redus rata de politică monetară, dar norma rezervelor obligatorii intenționează Banca Centrală să o reducă? Dacă da, atunci cu cât? Deci sunt trei întrebări aici. Două, mai bine zis. Haideți să începem cu rata de schimb. Deci, am mai menționat și anterior, când am prezentat runda precedentă de prognoză, că noi suntem în situație când, practic, suntem dominați de un exces de valută pe piața internă. Deci oferta este mai mare decât cererea, în majoritatea cazurilor. Sunt situații când situația se inversează, sunt momente, de exemplu, atunci când băncile au mai plătit niște dividende și companiile au plătit dividende, alte companii, deci s-a procurat valută de piață și atunci puțin s-a inversat situația. Când operatorii din piața energetică fac niște tranzacții mai mari, iarăși poate să se schimbe situația, dar în general este dezechilibru în direcția excesului de valută. Și acest dezechilibru, în primul rând, se datorează faptului că există o cerere mică pentru importuri, din cauza că cererea internă este slabă, și a doilea, respectiv această cerere mică pentru importuri, se reflectă într-o cerere redusă pentru valută străină. Și în această situație, când oferta este mai mare decât cererea, vrem nu vrem, există presiuni de apreciere. Banca Națională face intervenții și noi cumpărăm, zicem, procurăm de pe piață excesul de valută în măsura în care aceasta se asigure un anumit nivel de volatilitate, adică să nu avem de la zi la zi schimbări prea mari a cursului.
dar noi nu putem să ne opunem trendului care, care este format de condiții fundamentale. Deci odată ce oferta este mai mare decât cererea, are loc aprecierea și noi la acestui trend nu putem să ne opunem. Dacă se va normaliza situația cu consumul, deci cetățenii vor consuma mai mult, vor crește importurile, atunci situația s-ar putea inversa și poate vom avea o ajustare a cursului în altă direcție ca să susținem și mai mult exportatorii noștri. Vă mulțumim. Dacă mai aveți întrebări, jurnaliștii prezenți în sală. Atunci vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai reușită în continuare. Și eu vă mulțumesc. La revedere!